Orchestra de Instrumente Populare Mugurel. Instructor, artist emerit al Ucrainei, maestru Nicolae Hackman. Ne bucurăm enorm de mult că, chiar dacă sala nu este plină, e clar că noi nu putem concura cu Festivalul Internațional Malanca din Cernăuți, dar ce e că dumneavoastră sunteți alături de noi, ne bucură foarte, foarte mult. Deci au mai rămas români, prieteni fideli a culturii, a cânticului, a dansului și a românismului aici la Cernăuți. Din suflet vrem să mulțumim tuturor celor care pe parcursul întregului an ne-au sprijinit activitatea, ne-au ajutat și au fost alături de noi și în acțiunile culturale, dar și în deplasările noastre la diferite evenimente și acțiuni culturale din România, Republica Moldova și alte țări, unde formația Perla, soliștii Școlii Populare de Artă, de unde s-au întors cu frumoase premii și cu frumoase cadouri. Și la aceasta a contribuit atât Consiliul Județean Iași, cât și Consiliul Județean Suceava. Două consilii județene care mereu sunt alături de noi și pe această cale aducem alese mulțumiri președinților acestor două consilii, domnului Cătălin Nichifor și domnul Victorel Lupu. Neapărat vrem să aducem cuvinte de mulțumire directorului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, domnului Adrian Ardeleanu, care anul trecut a fost desemnat de Consiliul Director al Centrului Omul Anului 2015, este în sală și astăzi alături de noi. Aducem alese mulțumiri și celor oameni care nu sunt prea departe de noi, sunt mereu alături și geografic, dar și sufletește. Este în sală domnul Dumitru Covalciuc, care ne ajută foarte mult, instruiește pe acei tineri copii jurnaliști care își doresc să continue calea în jurnalistică și vă aducem alese mulțumiri, domnul Covalciuc. Mereu suntem sprijiniți în toate acțiunile noastre de Consulatul României la Cernăuți, alese mulțumiri doamnei consul general Enolor Moldovan, care este alături de noi în sală, domnul Adrian, domnul ministru, consilier, vă rog la toți să le transmiteți felicitările noastre, mulțumirile noastre și sperăm să continuăm în același ritm și pe viitor. De asemenea, în sală sunt oaspeții noștri de la Consiliul Județean Suceava, sper că sunt aici deja, da, sunt aici, deci este consilierii Consiliului Județean Suceava, doamna Cristina Teodorovici, domnul Ovidiu Arganeșciuc și domnul Constantin Proboteanu. Vă mulțumim foarte, foarte mult! Bună ziua, mulțumim de invitație! Noi ne mai facem datoria de a vă mulțumi pentru invitație. Deci ne-am prins un element deosebit, și festivalul dumneavoastră și Malanga Internațională. Prima dată când participăm, foarte frumos. Datoria noastră de Consiliul Județean este de a vă amâna o diplomă pentru merite deosebite, pentru promovarea culturii românești și din partea domnului președinte aveți o sprijin mai departe. Și de acum așteptăm invitații la noi în Suceava. Mulțumim! De asemenea, alături de noi este și organizația Pro Rădăuți, Asociația Cultural Pro Rădăuți, președinte domnul Ștefan Rotaru, care de asemenea este mereu alături de noi, alături de copiii noștri. Aplauze tuturor acestor oameni și acum nu mai lungim vorba, vă lăsăm în compania Adrianei Lupu pentru un moment poetic. Aniversare de Dumitru Matkovski. Avem de toate, pâine și la pâine, doine mai vechi și doine mai bătrâne, pădure adânci prin care umblă cerbii și pască în voie firul dulce al ierbii, izvoare ce răzbad în miez de hume să ne potoale setea grea anume, maestre păsări ce cobor din timpuri fără aceste patru anotimpuri. Avem de toate. Strop de cer albastru, de rouă strop și strop cinstit de astru. Vinuri alese, cele mai alese, puse pe mese la împărătese. Mere domnești ușor ce pleacă ramul, când fata mea în zori deschide geamul. Și cărți de poezie scrise bine, cu sufletul și vremea care vine. Avem de toate,
Dar cu acestea toate, săraci de apururi, lumea ne-ar socoate de n-ar fi al nostru, marele poetul care și-a scris cu un colț de stea caietul și care, ca un moldovean, firește, dacă a plâns, a plâns moldovenește. Și tot așa s-a bucurat și iară moldovenește dor a fost să-l doară. O, versul lui, cum știa, ne strânge în prag de casă neamul tot cel care o vatră are și o nădejde are. O, versul lui, cum știa, ne face graiul de pâine, sufletul de pace și a ne întâlni, cum știe, într-o soarte și dincoace și dincolo de moarte. Mărinimos, frumos, poetul suie de la pământ la ceruri și descuie în alte porți pentru nu știu cine, pentru un aed în urmă care vine. El ne alege, el ne înțelege, el este rege, vorba lui e lege. El ne citește fiecare carte și spin ne împarte, laur ne împarte. Al nostru e poetul azi și mâine, precum al nostru aerul rămâne cel totdeauna miresmat și încă bradul semeț ce crește în vârf de stâncă. El e mândria noastră, omenia străbunului pământ, destoinicia plugarului colegător de stele. El este zeul rugăciunii mele. Dușmanii lui au fost dușmani de țară, l-au murdărit cu vorba de ocară, l-au arătat cu degetul în stradă. Disculț când alergata prin zăpadă. Ca niște cânderă erau dușmanii, nu i-au furat doar slava, ci și banii. Și grav bolnav poetul s-a ales cu un simplu nume în piatră, Eminescu. 8 litere, ca 8 semințe sub zăpada de pământ, ca 8 sentințe sau poate ca 8 raze de lumină, ce trec prin vreme și o însenină. 8 litere și toate împreună o carte a unui geniu adună, o carte cea mai bună, cea mai carte, o viață mare, cea mai mare, fără moarte. Și scrisă-i cartea nici de cum cu pana, pentru Ion e scrisă și Ioana, la ziua lui de naștere eu ies cu pieptul deschis, trăiască Eminescu. Afară iarna, ninge, se topește, răzbate un glas din ceruri, el trăiește. Încerc să număr anii, care-i rostul? Poetul-i foarte tânăr și al nostru. Și iar mă întorc la cartea lui frumoasă. Cine eram de nu aveam în casă? Mulțumesc! Pentru un mesaj de salut, îmi doresc foarte mult să invit în scenă pe doamna consul general, care de obicei este mereu alături. Bună ziua, domnule director! La mulți ani, Bucovina, de Ziua Culturii Naționale, la mulți ani, dragi români, delegați din România, mă bucură faptul că astăzi comunitățile de români de o parte și de alta a frontierei sunt aici, la Cernăuți, pe această scenă frumoasă, pentru a-și valorifica tezaurul cultural moștenit, pentru a reaminti și reciti tradiția, folclorul, literatura și toate valențele culturii noastre naționale. E un prilej de sărbătoare, e un prilej de a ne reîntâlni în acest spirit frumos și înălțător, pentru că doar atunci poate fi numită o zi sărbătoare, atunci când cu sufletul deschis, cu inima deschisă atât față de valorile naționale, cât și de valorile fiecărei culturi, putem
trăi, dăinui și conviețui în frumoasa noastră Bucovină, în spațiul binecuvântat de Dumnezeu. De Ziua Culturii Naționale, în numele statului român, doresc să-i mulțumesc domnului Levcic, în primul rând, pentru activitatea foarte frumoasă pe care o are timp de 11 ani. Proiectul pornit și inițiat de domnul Levcic este un proiect care, într-o logică firească a evoluției activității, este din ce în ce mai amplu, din ce în ce mai interesant. Mă bucur că managementul acestei instituții, organizații publice, este în mâini bune, fără să ceară prea multe diligențe din partea unor instituții care ar trebui din oficiu să ajute. Domnul Iurie și-a creat parteneriate, și-a creat prieteni, și-a creat colaborări foarte frumoase care dau roade, nu doar pentru el, ci mai ales pentru aceste generații de copii care cresc, iată, în tradiția sfântă strămoșească, cresc în adevărata frumusețe a Bucovinei și sunt educați în spirit strămoșesc. Asta este ceea ce ne dorim cu toții, ca tineretul și generațiile care vor veni, nu doar să preia acest patrimoniu, dar cultura reprezintă nu doar exponatul dintr-un muzeu, cultura păstrată, ci o expresie vie acestor valori. Așa cum ați văzut, copilașii care se manifestau în spiritul acestor tradiții, cultura e vie, cultura este prezentă în sufletul și în inimile lor, datorită unor oameni care depun eforturi în acest domeniu. Profesorii, dascălii, coordonatorii acestei instituții, împreună cu părinții, își aduc aportul pentru ca acești copii să fie educați în spirit corect, în spiritul tradiției, în spiritul rădăcinii strămoșești. Și pentru acest lucru țin în mod special să-i mulțumesc domnului Iurie Levcic pentru această idee și pentru dezvoltarea proiectului. Iată, Școala Populară de Artă capătă alte valențe, are un ansamblu artistic, are colaborări cu alte colective folclorice și din regiune, dar și din alte țări. Iată dovada certă a unei strategii corecte care corespunde nevoilor timpului și care are perspective serioase. Încă o dată, permiteți-mi să vă îndemn și astăzi, de ziua lui Eminescu, să vă îndemn să recitim în gând și în public opera lui Eminescu, opera poetului care este vie, care este nemuritoare, care creează infinitul în noi. Să dea bunul Dumnezeu ca în aceste momente și în acest spirit foarte larg în care popoarele se pot manifesta în întreaga sa expresie, să beneficieze de toate aceste facilități, să creeze, să depună eforturi, fiecare în misiunea pe care o are, fie la școală, fie în organizație publică, fie pe scenă, fie la redacții, în orice spațiu, în orice loc e nevoie de oameni care să cultive tânăra generație în spiritul valorilor noastre. La mulți ani, România, la mulți ani de Ziua Culturii Naționale! Vă mulțumim din suflet, doamna consul general! Aducem alese mulțumiri de asemenea formațiilor folclorice care sunt membrele Centrului Bucovinean de Artă și care încercăm prin intermediul acțiunilor culturale care le desfășurăm noi sau a acțiunilor culturale din România și alte țări unde suntem invitați să îi promovăm, prin ei promovând totodată cultura, folclorul românesc de aici, de pe aceste meleaguri meoritice. Alese mulțumiri de asemenea domnului profesor Istrati, care mereu este alături de noi, este un colaborator foarte bun a Centrului Bucovinean de Artă, mai ales a ziarului Cronici Bucovinene, și vă invităm în scenă. Bună ziua tuturor! Doamne ajută să trăim că mai trebuim noi și neamul nostru. E o încântare să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și primul lucru pe care vreau să-l spun este că
domnul director Iurie Levciuc este un recidivist. În sensul că pentru a doua oară primește un premiu de excelență. Este vorba de premiu pe care Asociația Universitatea Popular Cultural Științifică Moldova, prin liceul Moldova din Suceava și prin directorul Dan Lohanel, oferă anual, de ziua lui Eminescu, un premiu pentru cei care nu uită de-a lungul întregului an că Eminescu nu s-a născut numai pe 15 ianuarie, ci s-a născut și se naște în fiecare zi. Deci, oferă diploma cu ocazia celei de a 166-a aniversare a nașterii poetului național, Mihai Eminescu, și a Zilei Culturii Naționale, aș spune mai degrabă Zilelor Culturii Naționale, premiul de excelență domnului Iurie Levciuc pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea limbii, literaturii și civilizației românești, precum și a sentimentului național din teritoriile din afara României. Vreau să vă spun că atunci când ne-am adunat cei de la Universitatea Populară Culturală Științifică Moldova să stabilim cui dăm premiu, ne-am gândit la nou înființatul Institut Centru Cultural Eudoxu Hrmuzachi, ne-am gândit la Matei Vișnec, marele dramaturg rădăuțean, și nu în ultimul rând ne-am gândit la Iurie Levciuc, cel care, iată, a înființat în cursul anului trecut Școala Populară de Artă. Acum, cei de la Institutul Hrmuzachi au suficient bani. Matei Vișnec la Paris câștigă foarte bine la Radio France International. Așa că, totuși, ceea ce a târnat în balanță a fost că Iurie Levciuc a creat un cadru pentru copii. Așa cum spunea și excelența sa, doamna consul general Eleonora Moldovan, Iurie face totul ca acești copii să învețe să cânte, să recite, să viseze în limba română. Pentru asta i-am și acordat premiul, diploma pe care o vedeți și premiul în valoare de modică de 200 de euro. Iurie, să fie într-un ceas bun și vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc foarte mult universității și dumneavoastră personal. Mulțumesc tuturor celor care apreciază ce facem. Mulțumesc celor care nu apreciază ce facem, pentru că ne provoacă să facem mai mult, să facem mai bine. Mulțumim și celor care sunt alături de noi de fiecare dată când dorim să aducem un vis nobil în realitate. Nu în ultimul rând vrem să aducem cuvinte de mulțumire Departamentului Politici pentru relația cu românii de pretutindeni, pentru acordarea cofinanțării pentru proiectele Real TV și proiectul Școala Populară de Artă și Civilizație Românească pentru anul 2015. Avem marea speranță că și în acest an vom avea continuitate și aceste proiecte vor fi cofinanțate. Vom avea posibilitatea nu 100, dar poate și mai mulți copii aduce la această școală, aducându-i la această școală, aducându-i totodată la cultura românească, la sufletul, la spiritul românesc. Nu numai limba, nu numai cultura ne facem să fim români. Să fim români, în primul rând, ne face conștiința. Și acești copii care astăzi gândesc, cântă, vorbesc, dansează în limba română, sunt un mare viitor pentru acest neam. Mulțumesc de asemenea părinților care depun efort, care se sacrifică și care investesc în cel mai frumos viitor, în copiii lor. Am vrut să spun două cuvinte despre impactul acestui spectacol, ca să înțelegeți că poate că facem o greșeală de fiecare dată difuzând aceste spectacole în televiziune, dar impactul lor este deosebit. De aceea, chiar dacă în sală suntem într-o familie așa mai mică, aceste frumoase spectacole vor fi difuzate pe postul de televiziune Terca Cernivții și pe postul Chromtel.
partenerii noștri de mulți ani și cei mai de bază ai noștri parteneri care ne ajută să formăm această echipă a noii redacții Real TV. Acum invit în scenă un ansamblu nou, poate, pentru publicul cernăuțean, dar cu o istorie foarte bogată. Un ansamblu care continuă activitatea sa mai mult de două decenii în școala ucraineană. Un ansamblu care a devenit model